Poli, care a câștigat și prima manșă, scor 2-1, a fost condusă încă din minutul 5, când a marcat Marius Curtuiu și timișorenii nu au contat în primul sfert de oră, dar au reușit egalarea minutul 17 prin Cristian Bărbuț cu un șut din care în urma unui corner. Oaspeții au marcat al doilea gol prin Octavian Drăghici în minutul 22 pe contraatac, pentru ca brazilianul Pedro Henrique să închidă tabela în minutul 88 la scurt timp după ce intrase pe teren. Astfel, în Liga 1 au promovat Juventus București și Sepsis Sfântul Gheorghe, în timp ce Pandurii, Târgu Jiu și ASEA Târgu Mureș au luat drumul eșalonului secund.